Asculți Vocea Interioară la Radio Terra Nova. Pași spre cunoaștere. Bine ne-am regăsit, dragi ascultători! Sunt Luciana Prisecaru, psiholog și terapeut holistic și vă prezint emisiunea Vocea Interioară la Radio Terra Nova. În această emisiune îmi propun să aduc în fața dumneavoastră oameni frumoși, oameni care au depășit bariere ale vieții, ascultându-și vocea interioară și lăsându-se ghidați de această forță divină. Dragi ascultători, astăzi vom vorbi despre liniștea sufletească. Invitata mea în această ediție este Alina Șerban, psiholog și coach terapeut, coautor al cărții Unici și Diferiți și al metodei de terapie Unici și Diferiți. Bine ai venit, Alina! Bine te-am găsit, Luciana, bine te-am regăsit, Luciana. Mă bucur că suntem împreună și, după cum am specificat la prima noastră emisiune, Alina, am spus că vom începe o serie de emisiuni cu această temă, liniștea sufletească. Aș vrea să te întreb, când ai simțit tu că s-a așternut liniștea sufletească? Vai, în ce m-ai băgat aici? Este o întrebare care necesită un răspuns de, cred că de o săptămână, o lună, o viață. Da, dar este o întrebare, ne rezumăm. Da, este o întrebare la care ar trebui să ne dăm răspuns în fiecare zi. Și cum când a fost prima oară pentru mine, când mi-am regăsit... Această trezire, da. Așa, că e ca un fel de trezire când ne aducem acea liniște interioară. Da, am simțit prima oară că am nevoie de acea liniște interioară, când haosul exterior, când tumultul și gălăgia exterioară m-a oprit de a fi și m-a dus în acea sferă a afacerii. Vreau să mă leg foarte mult de emisiunea de data trecută, pentru că atunci mi-ai pus o altă întrebare, ai pune cu o altă întrebare aceea, când eu nu mai mi-aduc aminte de întrebare, dar mai răspunsul meu a fost că cel mai important moment pentru mine în viață a fost acela în care eu am trecut de la paradigma din a face în a fi. Pentru mine liniștea sufletească a fost momentul în care am descoperit-o, în momentul în care am decis să revin la mine. Aveam 20 și... Începusem cariera de avocat, aveam birou de avocatură, eram maraxorul vieții, munceam foarte mult, eram foarte stresată și... Ca orice om, da, la vârsta respectivă, de altfel. Eram, nu știu, că fiecare este unic și diferit și are trăirile lui, pentru că, uite, la mine și la Andreea a fost o experiență diferită și sufeream de atacuri de panică. Sufeream, nu eram conștientă că nu... De unde veneau aceste atacuri? Nu se știa atunci. Din haos, da, din... Nu se știa atunci ce înseamnă un atac de panică. Erau doar niște stări care... Creau o agitație. Nu, care țipau către mine. Era acea parte care țipa să mă trezesc. Mm-hmm. Vino acasă, vino înăuntru, vino înapoi la tine, vino, adu-te acasă, vino către tine, către o voce interioară. Ești din acel zgomot, da, exterior. Ești din acel zgomot, da, exterior. Și atunci am spus... Atunci, în primul rând, eu am început să meditez foarte mult. Meditațiile m-au ajutat și din cauza faptului că am început să meditez, am luat contact cu acea liniște și cu aducerea acasă. Aducerea acasă a acelei părți care avea nevoie de mine. Și așa am început eu, prin meditații, să-mi descoper liniștea sufletească, prin rugăciune, prin aducerea acasă, prin regăsirea mea, prin amintirea, prin aducerea tuturor pieselor de puzzle în același loc. Conexiunea cu ființa divină din tine, exact, prin care ți-a amintit, da, că tu ai un scop, că, da, tu ai o misiune. Exact. Acum mă conectez la acele părți ale mele și simt așa o mare compasiune față de ele. Simt o mare compasiune față de mine, față de emoțiile mele, față de toată perioada aceea prin care am trecut, de toate părțile acelea care erau dezordonate, erau pierdute. Da, erau experiențele tale, da, care te-au adus în acest, exact, punct. Și simt așa o mare compasiune și simt că aș vrea să le îmbrățișez. Da, acela a fost momentul în care am simțit liniștea sufletească și este momentul pe care îl caut în fiecare zi. Pentru că să avem acces la acea liniște sufletească este o responsabilitate. Este o muncă și este o aducere aminte că nu suntem aici
cu un scop, acela de a, de a manifesta ceea ce Dumnezeu a pus în noi și să fim responsabili, că avem aceste daruri pe care trebuie să le, să le aducem în, în lumea aceasta, că nu suntem degeaba aici. Da, în, în principiu observ că oamenii își găsesc această liniște când, oricând vine suferința peste ei, dar sigur că sufletul cere asta, sufletul găsește modalități de a te aduce în conexiune cu esența divină prin tot felul de mijloace. Și dacă omul reușește să se conecteze și să înțeleagă că el trebuie să iasă din această zonă de haos, de zgomot, de conflict, atunci el se conectează cu resursele sale interioare și descoperă acele valori, acea comoară, o numesc eu. Ei, din momentul ăla, sigur că omul singur știe să-și aștearnă liniștea și, și devine așa o relație între eu și mine, se creează așa o relație de prietenie. Cred că și tu ai simțit asta. Da, am simțit asta și sunt multe teorii și multe lucruri la nivel cognitiv pe care le știm și le știm cu toții, mai ales acum când avem acces la atâta informație, la atâtea resurse, la atât de mult din exterior. Acum, mai mult ca niciodată, este nevoie să uităm tot. Și să dăm atenție. Să uităm tot și să ne aducem acasă, să intrăm în casa sufletului nostru, să avem aceea liniște. Că e atât de mult zgomot. În lumea asta în care trăim este atât de mult zgomot și avem nevoie atât de mult să punem stop, hold, pe tot ce se întâmplă în exterior și să ne aducem acasă. Eu am, așa cum spuneam, meditația și rugăciunea m-a ajutat foarte mult. Am practicat și acum eu organizez și aduc această parte și integrez în metoda mea de terapie și este foarte importantă, pentru că atunci cobori de la nivelul acesta cognitiv, cobori de la etaj, cobori, imaginează-ți cum cobori printr-un lift în inimă și acolo ești tu în dialog cu Dumnezeu și spui: am venit acasă, Doamne, ce mesaj ai tu pentru mine? Ce trebuie să fac astăzi? Amintesc că această liniște, când am descoperit-o eu, eram copil și îmi plăcea tare mult să merg la biserică. Asta poate și pentru faptul că m-am născut într-o zi de duminică și am această plăcere de a merge la biserică, la Sfânta Liturghie. Și am, încă de copil, am reflectat cumva de ce mă întorc altfel acasă și sigur că vedeam asta și pe chipul oamenilor. Uh-huh. Oamenii se întorceau. După această reflexie mi-am dat seama că ceva e acolo, o energie, te aduce acasă, după ce te întorci de la biserică, te aduce acasă mai liniștit, mai calm, mai blând. Omul se transformă. Și de fapt ce se întâmplă? Acolo este liniște și conexiunea cu divinitatea din noi. Da, dacă ești conștient. Da. Foarte mulți oameni merg la biserică tot la fel dintr-un pattern, dintr-un tipar. Eu, da, știi foarte bine, e adevărat, da, și asta. Da, eu fac parte, tatăl meu este un preot și am avut foarte mult timp accesul la partea din spatele culiselor și observ cum și chiar mă întrebam chiar de micuță: de ce vin oamenii la biserică dacă vorbesc atât de mult? De ce vorbesc între ei atât de mult? De ce vin aici? Aici este casa lui Dumnezeu. E ca și cum intri în casa ta interioară. Ești, te lași, te conectezi la acea energie și acolo se aduce acasă liniștea interioară. Îmi doresc din tot sufletul ca oamenii să fie așa cum spui tu, să meargă și simt că din ce în ce mai mult se întâmplă astăzi, pentru că viața, deci dacă avem așa o imagine la ansamblu general al lumii, la ceea ce trăim în perioada aceasta, suntem obligați să ne întoarcem acasă. Da. Cine nu este, și eu zic la fel, pentru cine că de nu este pregătit este ca un semnal de alarmă. Este taxat, aș zice, da, eu. Universul vine și te taxează. Da. Este un must. Trebuie. Dacă trebuie, să spune trebuie doar să murim, acum eu cred că trebuie să ne aducem acasă și să ascultăm vocea interioară, să ascultăm acea liniște, pentru că ni se strigă, părți din noi strigă să venim acasă.
Dar trebuie să avem liniște ca să le ascultăm, trebuie să avem o stare, să avem un moment în care să punem întrebări, să ne punem întrebări nouă până la urmă. Și observ în zilele noastre, deopotrivă, copii, tineri, care au mult zgomot interior și observ, de exemplu, dimineața, la ora 8, în autobuz, cu căștile, hău, 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 ceea ce nu mă uit așa și mă întreb, oare de când te trezești de dimineața ai nevoie de hăul în urechi? E clar că e un conflict acolo. Dar, de asemenea, mă bucură faptul că văd tineri, copii sau adolescenți, atrași de lectură, atrași de natură, atrași de această latură spirituală, care, desigur, îi conectează cu liniștea sufletului. Da. Și e frumos să văd și chiar văd tineri din ce în ce mai mulți interesați de această conexiune cu latura divină din ei. Da, este foarte mult. Gândește-te puțin că, până la urmă, această tematică a liniștei interioare este de mii de ani. Deci, până și... Asta era filozoful lucrurilor. Filozofii căutau această liniște interioară. Prin diverse metode, da. Da, psihologii, filozofii. În Biblie se scrie despre această liniște interioară. Este acest echilibru dintre zgomotul minții și liniștea sufletului. Pentru că sufletul este mereu liniștit. Da. Sufletul este mereu liniștit. De fapt, noi trebuie să ne aducem liniște la nivelul minții ca să putem să ascultăm, să intrăm în liniștea sufletului. Sau cum se spune, să coborăm mintea în inimă. Da, este acea întâlnire. Dacă să ajungi de la etajul 1 la parter, trebuie să mai apeși și pe un buton, să pui stop, să deschizi. Să conștientizezi că sunt la etajul 1 sau 2. Da, trebuie să conștientizezi. Acest lucru s-a căutat încă de mii de ani se caută această liniște și tot nu o găsim. Însă astăzi, mai mult ca niciodată, trăim o perioadă în care este foarte, foarte mare nevoie. Și am creat o serie de meditații, 7 zile de meditații. Din păcate, eu nu am în limba română, în limba engleză o am, dar o să o traduc și în limba română. Practic, în fiecare zi există o tematică, o meditație pe care dimineața ți-o pui și le ai pe YouTube sau te întâlnești chiar online cu anumiți oameni? Nu, sunt online. Da, sunt online în engleză. Da, pot fi accesate, da, pe site-ul din America unde lucrăm. Și se conectează mulți oameni la aceste meditații ale tale? Da, ajută foarte mult, mai ales avocații. Deci oamenii caută liniștea. Da, noi lucrăm foarte mult cu avocații și ei au foarte o viață tumultoasă. Da, și meditația este foarte importantă pentru că studiile arată că oamenii suferă de depresie, de anxietate mai mult ca niciodată în această perioadă. Deci acum este mai mare nevoie ca nici când să ne aducem aminte că noi suntem unici și diferiți, să ne aducem aminte că nimeni nu este cu noi pentru că oamenii, de ce sunt neliniștiți? Pentru că întotdeauna încearcă să se compare cu ceilalți. Este această... Deși ieșirea aceasta din conexiunea cu esența sa se duce către exterior. Da, pentru că oamenii vor să fie... ceva ceea ce el nu există acolo. Da, vor să fie ca ceilalți. Media, da? Media accesează această dorință foarte mult ca să copiezi. Atunci când tu încerci să-l copiezi pe celălalt, atunci când tu încerci fără să ții cont că, de fapt, tu ești unic pentru tine. Exact. Atunci te îndepărtezi de la sinele tău, te îndepărtezi de la esența ta și acolo intervine anxietatea, depresia, atacurile de panică. M-ai întrebat ce înseamnă atacul de panică. Da, aș spune că practic conexiunea cu liniștea sufletului este și conectarea cu cele mai înalte virtuți, răbdarea, tenacitatea, calmitatea și toate astea ce ne aduc? Răbdarea, de exemplu, ne aduc într-un stadiu de a fi mai bun, da, de a fi mai răbdător, că răbdarea iarăși este o virtute înaltă și pornind de la aceste virtuți pe care le dobândim prin această liniște, nu putem să le dobândim, eu așa sunt de părere, dacă tu ai un conflict interior, un zgomot interior și ești conectat la zgomotul din exterior, păi nu poți să distingi calmitatea unui om de agitația din tine. Imediat poți să-l etichetezi ca fiind
nu știu, acel om într-un fel, tu te consideri mai presus, că e acel zgomot în interiorul tău, și atunci, prin această liniște interioară, noi ne conectăm cu virtuțile. Cel puțin, așa a fost în cazul meu. Da, vorbim și din experiențele noastre astăzi. Da, exact, mi-a adus aminte de marele filozof Seneca, care el este tatăl filozofiei când vine vorba de virtuți și de aducerea acasă a sinelui. Și este foarte frumos să ne aducem aminte că, cam spus înainte, apropo de și-a venit în câmp această filozofie a lui, de a aduce echilibrul acela între emoții, între partea mentală și emoțională, de a te aduce acasă, de a fi tu cine ești cu adevărat și de a descoperi în fiecare moment al vieții tale cine ești tu cu adevărat. Da, este foarte important. În momentul în care noi înțelegem cine suntem noi, fiecare își înțelege ce este el, că de acolo pornesc și celelalte întrebări, oare de ce am venit în viața asta, oare care e misiunea mea, care e scopul meu. Din momentul ăla, omul deja se află pe această cale a căutării și el își va atrage și liniștea și informația și după aceea el știe cum să-și construiască acel drum către lumină, ca să spun așa. De exemplu, dacă privim la această masă de oameni care sunt nefericiți, sunt agitați, sunt așa, nu le mai ajunge timpul, își au câte două, trei joburi, relații nesănătoase, ce le-ai recomandat tu acestei categorii de oameni ca să reușească să vină pe această liniște? Ce le-aș recomanda? În primul rând, să nu se mai compare cu ceilalți. Deci asta ar fi primul lucru. Da, să nu se mai compare cu ceilalți. Și să se accepte pe ei așa cum sunt. Noi nu? suntem unici din aceeași celule. Să nu ne mai... Eu, asta este, deci este sloganul nostru, paradigma noastră de a trăi prin aducerea aminte că tu ești unic și diferit, să nu se mai compare cu ceilalți, să-și aducă aminte că ei sunt unici, nimeni nu mai este ca el, da, nimeni nu mai este, are un cod ADN. Și să accepte acceptarea diversității din interiorul lor și acceptarea diversităților diversității interioare, dar și acceptarea diversității exterioare. Să accepte că tu, Lucian, are un dar, Maria are un dar, Ioan are un dar, vine cu să-l talanți. Să-și aducă aminte că și ei au darul lor, să nu se mai compare și împreună să facă diferența atunci când încearcă să se completeze. Ce aduc eu în această lucrare? Ce aduci tu în această lucrare? Ce putem să facem împreună să creăm mai frumos? Îmi place să aduc aminte oamenilor că fiecare are de învățat ceva de la altă persoană. Tu ești un ghid pentru o persoană. Oricine este un ghid pentru cineva. Sigur că dacă oricine are un dar, interconexiunea noastră, exact, învățăm, ne autoeducăm, învățăm și din greșeli, învățăm și din cunoaștere, din învățături. Și acum aș zice eu că fiecare, după percepția personală, după nivelul de conștiință și probabil că și după fiecare avem în noi acel scop divin pentru care venim și când ți atingi, exact cum vorbeam data trecută, când ajungem să ne purificăm, intrăm pe forma aceea de manifestare și acolo cumva viața, universul, vine și te conectează cu oameni potriviți, te conectează cu, îți vin idei. Da. Și toate lucrurile astea te aduc în acest stadiu de manifestare. Am scris în carte cei 3 A, acțiune, acceptare și ascultare. Da, mai ales ascultare. Să asculți vocea interioară, acolo este când este așteptare, este ascultare, este contactul cu vocea interioară și de fapt vocea interioară este vocea cui? Este vocea lui Dumnezeu, spun eu, care îți vorbește tot timpul, pentru că fiecare îl avem pe Dumnezeu noi, în interiorul nostru. Și acolo afli tot ce vrei să afli, acolo sunt secrete, acolo sunt răspunsurile. Pe măsură ce omul se duce către exterior, către această latură a fi ca celălalt, a avea ce are celălalt, cu atât mai mult el se depărtează de Dumnezeu din el. Și atunci
toate lucrurile vin înspre răul lui. Da. Nu poate să-și creeze nimic bun în viața lui, pentru că pe măsură ce omul se depărtează de Dumnezeu din el, el s-a deraiat practic de la, de la linia lui în această viață. Deci nu mai e pe același aliniament cu universul. Și acolo intervin bolile, acolo intervine disconfortul. Dar prin acolo urmare intervine. Încălcăm niște lei spirituale și dacă le-am încălcat, ne ducem în acea latură. Ce creezi, aia atragi, nu? Clar. Mai ales când ești pe acest flux al manifestării. Atunci... No, ne place să vorbim mult pe această temă, da, cu fluxul, pentru că suntem flux. Gândește suntem puțin, flux, noi, da, am decis să avem această emisiune. Și toate emisiunile tema, noastre... Acum jumătate de oră. Da, da, am aflat toate tema. Emisiunile noastre, Alina, să precizăm pentru ascultători, vor fi libere și deschise și nepregătite de dinainte, da, decât pornim de la un subiect. Sunt unice și diferite. Da. Adică ce vine precum flux, ce vine în câmp. Voastră, da, vine acest gând. Gândul este cu un scop. Eu am un gând pentru că cineva acolo, peste acest microfon, peste această masă unde suntem noi, vrea să asculte. Mi-ai spus de această emisiune acum... O jumătate de oră, o oră cred că a trecut. Da, de am zis scris. Că mi-a, da. Da, mi-a venit pur și simplu prin inspirație, adică exact. Nici măcar nu m-am gândit despre ce să vorbim și am simțit că ca să ajungem la ceva mai mult, am simțit să pornim de la liniște, pentru că fără această liniște nu poți să te duci către ceva bun. Am apreciat foarte mult și acceptarea ta de a nu face un program, de nu avea întrebări prestabilite și de a ne lăsa în încrederea că ce trebuie să vorbim, vom vorbi și sunt oameni care au nevoie să asculte ce vorbim noi astăzi. Și acum, dacă îmi permiți, pentru că am luat cartea cu mine, acum mi-ai spus că este această temă și m-am gândit să citesc o poezie pe care am scris-o în carte. De fapt, nu este o poezie, este o trăire. O trăire, putem probabil să numim... Probabil că ascultătorii au ceva de asimilat din această poezie, dacă tu așa ai simțit. Așa am simțit, da. E o poezie, o trăire, un îndemn. Este, de fapt, este o părticică din ceea ce scriam eu în jurnalele mele. Pentru că eu... Și evident și din ceea ce trăiai, că tu ai scris acolo ce ai trăit. Bineînțeles, ce scriam, eu scriam când trăiam și transformarea mea a fost foarte mult prin scris. Eu scriam foarte, foarte mult. Dialogul meu cu Dumnezeu era prin scris. Și la mine la fel. Scriam foarte, și foarte mult frumos, și scriu. Așa. Da. Te rog. Și vreau să citesc, am spus cei trei, acțiune, așteptare și... Ascultare. Ascultare. Și am ales acceptarea. Pentru că... Stai puțin. Sper să fie ok. Am ales acceptarea. Ok? Mai avem vreo două minute și, adică, ne încadrăm. Ok. Acceptă ceea ce simți, îndepărtează-te de zgomot, acceptă ceea ce simți, îmbrățișează-ți trăirea și lasă-ți liberă simțirea. Acceptă crezând, umblând și trăind, visând și cântând. Ești tu. Cel ce ierți și accepți viața de la început, cu o liniște îmbrăcată în mulțumirea de sine, acceptă și treci peste tine pentru a te întoarce și intră în tine așa cum se cuvine, așa cum știi, așa cum îți amintești și nu cere să ți se spună pe unde sau când. Acceptă uitarea de el sau de ea, întoarce-ți privirea către picioarele tale desculțe, simte pământul și viața cum urcă prin tine și zboară spre cer. Acceptă ceea ce ești, muncește ca să primești învățătura de sine. Atunci vei fi. Atunci când nu știi de unde vii și de unde ai trecut prin lecții și seri târzii de întrebări și poezii atârnate în spatele ușii, acceptă să fii aici și acum, în drumul către tine, în zori, și mulțumim, spre trezire. Alina, mulțumim și timpul s-a scurs. Aceasta felicitări, este... foarte frumoasă poezia și tot ce ai scris tu acolo în carte este minunat. Îți mulțumesc pentru ceea ce ești tu și pentru ceea ce alegi să dăruiești oamenilor. Iar dumneavoastră, dragi ascultători, vă mulțumesc pentru atenția cu care ne urmăriți. Vă dau o întâlnire săptămâna viitoare la aceeași oră și nu uitați, vocea sufletului este ghidul infailibil care ne conduce către drumul cel drept.